Bună ziua! La ședința de astăzi sunt prezenți 20 de consilieri din totalul de 20 în funcție. Aș vrea să vă reamintesc pentru început prevederile articolului 46 din legea numărul 215 din 2001 republicată privind administrația publică locală. Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local, care fie personal, fie prin soț, soția, fiind sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Vă mulțumesc! Acestea fiind spuse, înainte de a trece propriu-zis la urma de zi, o să vă supun spre aprobare niște procese verbale de ședință de la întâlnirile noastre anterioare. Primul este procesul verbal numărul 22.702 din 22.12.2016. Cine este pentru? Împotrivă? Ține? Următorul este procesul verbal numărul 174 de la ședința extraordinară din data de 5.2.2017. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În continuare trecem la ordinea de zi de astăzi. Supun la vot și spre atenția dumneavoastră dispoziția de convocare numărul 77 din 20.1.2017 de către primarul municipiului Roman Luceanu Vechiu Micu, modificată prin dispoziția numărul 78 din 20.1.2017. Discuții? Vă rog, domnul Borca. Proiectul numărul 16, ca inițiator, propun retragerea vizitei. Având în vedere că proiectul este retras, luăm act de decizia inițiatorului și supun spre aprobarea dumneavoastră ordinea de zi, mai puțin proiectul numărul 16 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Da, mulțumesc mult. Vreau doar să fac o singură precizare. Am purtat o discuție cu cei doi inițiatori și le-am adus la cunoștință faptul că în momentul de față se află în dezbatere un proiect de ordonanță de urgență care să modifice ordonanța de urgență numărul 31 din 2013 cu acea taxă de poluare de 80 de lei, drept pentru care e mai bine să așteptăm textul final al acestei ordonanțe și ulterior să venim cu discuții în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre numărul 1 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 127 din 24.06.2016 privind alegerea Comisiei de Validare. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală s-a înțeles. Aviz favorabil cu o îndreptare de eroare materială în expunerea de motive. Se face referire la hotărârea Consiliului Local numărul 127 din 24.06.2016. Aviz favorabil. Mulțumim. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Punem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Acestea fiind spuse, trecem la proiectul de hotărâre numărul 2 de astăzi, privind delegarea cu caracter temporar a atribuțiilor viceprimarului către un consilier local. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Pe margine ce spui proiect de hotărâre? Vă rog, domnul voie ca să fac propunere pentru acest proiect. Din partea grupului PNL am propus-o pe doamna Iorga Roxana. Vă rog, domnul Borca. Din partea grupului PSD propunem pe domnul consilier arhitect Vasile Daniel. Da, spun că nu mai este nicio altă spune. Spun că tehnic acum trebuie să procedăm la vot. Da, da. Calitatea cu președintele, să rog deci, să pregătiți buletinele. Comisia de validare. Vom o mică pauză până pe colegi. Vor pregăti buletinele de fapt. S-a votat. Deci la primul proiect de ordinea de zi, vă reamintesc că a fost votarea Comisiei de Validare, care e formată din 5 membri. Domnul Leonarda Chiriloae, ca să-i spun și asta, și din păcate aia e la publică. Domnul Mircea Beloiu,
Domnul Daniel Laurențiu Vasilio, acum nu știu dacă e o problemă de sub, dacă și propunere și mai nicio problemă. Este o problemă. Nu poate să facă parte din comisia de validare, e un candidat. Este o problemă. Este o problemă. Dar fiind faptul că, haideți să cerem un pic un punct de vedere de la juridic, dacă avem pe cineva să aduce. Deci, câți componenți are comisia? 1, 2, 3, 5. 5. Da, și nu poate să rămână impar. Deci, atunci trebuie să schimbăm... Dat fiind faptul că primul proiect a fost aprobat, adresez rugămintea și întrebarea către grupul PSD, puteți să schimbați nominalizarea? Nu. Păi, acum suntem într-o situație tehnică prin care... Nu poate funcționa cu patru membri. Atunci trebuie să revenim la primul proiect. Domnul președinte, dacă ne aducem bine aminte la prima votare a vicei primarului, au lipsit și atunci doi sau chiar trei membri. Și s-a validat. Se poate validat. Dacă îmi permite și mie, eu cred că este cel mai ok să îi tragem și noi unul, să fie trei. Asta s-a votat din firea noastră, că ați făcut o propunere, proiectul l-ați avut în mapă și pe tabletă, știați că dânsul e în comisie. Ba nu, că aveați patru și noi numai unul. Thank you.
Au fost întocmite pregătirile de vot. Vom respecta următoarea procedură. Domnul președinte al Comisiei de Validare va striga în ordine alfabetică fiecare consilier. Consilierul respectiv va prelua buletinul de vot, se va deplasa în cabina specială aranjată și va vota. Sunt doi candidați. Votul pentru un candidat înseamnă că acel candidat va fi lăsat liber. Candidatul care nu este propus va fi tăiat cu o linie orizontală. Deci, cine este pentru un candidat nu-l variază cu linia. Cine este împotriva acelui candidat, o linie orizontală taie numele respectiv de pe buletinul de vot. Domnul președinte, vă rog. Andrieș Bogdan. Vălan George Alexandru. Olvan Constantin și Iacob Cațian.
Domnul Roxana, mă lăsăm la dușă. Ai grijă, Roxana. Ai tocat deja cu ăsta. Stai, mă! Nu cabe așa să vă mulțumesc. Ai tocat deja, băi. Nu poate. Mai poate. Și semnarea ulterioară a procesului verbal. Nu
6, gata. Ruxana. S-a numărat Ghila 12. Dacă aflați prețul. Asta nu-i posibil să fie și Thank you.
Acestea fiind spuse, eu vreau împreună, cred că sunt transedimentul cu colegilor, eu vreau mult succes și trecem la proiectul de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 145 din 2016 privind modificarea unor comisii. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală Sporturist. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 4, privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 132 din 2016, privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 5, privind aprobarea planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 6, privind aprobarea regulamentului de acordare a etichetelor sociale în vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Supunem la vot. Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre numărul 7. O secundă, dacă îmi dați voie, domnul președinte, vreau să vă aduc la cunoștința dumneavoastră, așa cum v-ați vrea să se facă textul regulamentului, că am modificat începând din acest an suma de la care se alocă aceste etichete sociale. Dacă până anul trecut era 750 de lei, începând cu anul acesta am trecut la suma de 1000 de lei, astfel încât o categorie cât mai largă de romașcani să poată beneficia de aceste etichete sociale. Vă mulțumesc! Proiectul de hotărâre numărul 7 privind înființarea serviciilor sociale acordate și administrate de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roma. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre numărul 8 pe ordinea de zi, privind aprobarea pentru anul 2017 a nivelului costului mediu lunar de întreținere și alocației zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice cazate în centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, Casa Bunicilor din municipiul Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 9 pe ordinea de zi, privind aprobarea regulamentului de acordare a sporului pentru condiții vătămătoare de muncă și aprobarea acordării concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din aparatul de lucru al primarului municipiului Roman, serviciile publice subordonate și aparatul de lucru al Consiliului Local. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotriva?
Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 10, privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Luăm un bloc sau facem două perioade? O să se voteze pe anexe. În regulă, avizul Comisiei pentru anexa numărul 1. Aviz favorabil. Atunci trebuie să luăm și avizul... Spuneți la vot, proiect? Anexa numărul 2? Nu. Spuneți la vot, dar trebuie să cer și avizul la comisia juridică. Aviz favorabil. Pentru anexa 1. Suprem la vot anexa 1. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Avizul Comisiei de Urbanism pentru anexa 2? Aviz favorabil mai puțin numărul criteriu numărul 3. Aviz nefavorabil. Aviz nefavorabil pentru punctul 3, da? Da. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Da, vreau decât să intervin. Vreau să specific că aceste construcții și aceste suprafeții de 2,2 metri nu presupun doar amplasarea unor mese, cum erau până acum cu umbreluță, ci presupun amplasarea unor tonete, efectiv. Consider că prețul de 0,8 lei pe metru pătrat pe zi este unul foarte puțin, foarte mic, și propun ca prețul să fie de 2 lei pe metru pătrat. Da, acesta este un tarif reglementat prin hotărâre de Consiliu Local și e prețul de pornire a licitației. În urma licitației poate să ajungă la un preț mult mai mare. Deci e un tarif minim de la care se pleacă la o licitație. La licitație poate să ajungă la 8 euro pe metru. În toamna viitoare, când venim cu taxele de impozitul locale, puteți să propuneți să le modificați atunci, să le creșteți. Noi nu le-am crescut. Da. Supun la vot cu amendamentul pentru punctul 3 la anexa 2 care vă la comisie. Deci fără punctul 3. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Să se consemneze că sunt voturi împotrivă. Da. 14 voturi pentru, 6 împotrivă. Cam asta, s-a făcut două anexe. Da. Ca să înțeleagă, e vorba de acele tonete pentru jocul bingo de la Antena 1. Nu știu că e un program foarte vizionat. Noi am zis că romașcanii trebuie să meargă să-și cumpere biletele de la Bacău sau de la Iași sau prin alte părți unde există astfel de tonete. E bine să avem și la Roma. Eu personal nu sunt împătrimit al acestor jocuri, dar dacă sunt persoane și știu că sunt în Roma, de ce să nu le acordăm și această facilitate? Aceasta a fost singura motivație. Cetățenul municipiului Roma cu ocazia de a juca la acest joc, ce a fost problema cu prețul? Sau de a licitat ceva? Da, am înțeles, dar trebuia să înțelegeți că prețul a fost aprobat tot de dumneavoastră în toamna anului trecut, în iarna anului trecut, când am aprobat acest și voi locale. Și de asemenea, așa cum v-am explicat, e vorba de o licitație publică și prețul poate ajunge în urma licitației chiar mai scump decât ce ați propus dumneavoastră. Mulțumesc. Deci, mai departe? Proiectul numărul 11 pe ordinea de zi privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 238 din 17.11.2016 privind aprobarea acordului de colaborare între SC Vioveti Comimpexer de București și Municipiul Roman pentru realizarea proiectelor Sătucului Moș Crăciun și Patinoară în perioada 17.12.2016-28.02.2017. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Da. Propun ca în locul celor două concerte anulate, de la Răzi și de la Pogănești și Alexia, sumele alocate acestor concerte să îi reintre în mestirea municipalității. Să nu se detaleze aceste concerte cu ocazia altor evenimente. Nu
sunt vorba de sume. Este un acord de colaborare în care primăria nu pune niciun ban, pune la dispoziție spațiu. Dar răspunde domnul Bujoran. Deci noi, în momentul în care am aprobat acest acord de asociere, acest acord de asociere nu a presupus nicio sumă de bani din partea primăriei municipiului Roman. Și doar am pus la discuție acestui agent economic a unui spațiu în care el să desfășoare un târg cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Printre angajamentele sale era și acest ultim concert, cu care nu presupune, sau niciun concert practic n-a presupus nicio sumă de bani din partea municipalității. Și atunci el nu are ce bani să ne dea înapoi, ci doar e o obligație asumată de el. Și ca să nu pierdem această obligație asumată de el, am zis că e bine ca aceste două formații, cei doi interpreți, să vină la zilele orașului. E păcat să le pierdem. Adică nu cred eu că sunteți împotriva faptului să le... Mulțumesc. Adică o să vină fără bani. Deci sunteți de acord, da? Ok. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotriva? S-a aprobat. În unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 12 pe ordinea de zi, privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere? Împotriva? Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 13, privind numirea ca agent de inundație a șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Abținere, împotrivă. Continuăm. Proiectul de hotărâre numărul 14, privind aprobarea modificării prin act adițional a unui contract de concesiune. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 15, privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție amenajare sens giratorii la intersecția DN2-E85 cu strada Plopilor, municipiul Roman. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Proiectul 16 a fost retras. Continuăm cu proiectul 17 de pe ordinea de zi, privind aprobarea cofinanțării pentru sumele propuse a fi alocate din bugetul Ministerului Sănătății pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman în anul 2017. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Acestea fiind spuse, declarăm închise lucrările ședinței de astăzi.